îmi pare rău că sunteți obișnuiți ca domnul Oprea să fi fost prezent în mijlocul dumneavoastră cu această ocazie. Nu vreau să-l înlocuiesc, nimeni nu poate să, la momentul de față, să-l înlocuiască pe dânsul. Doar noi am venit să vă amintim că sigur știți sau să facem intrarea către ziua care vine, către ziua care vestește nașterea Domnului și să punem în sufletul dumneavoastră un pic din fericirea și glasurile acestor copii. Câteva colinde. Da. Da?
cor divin, 2, 3 și și. Din cer senin, un cor divin, se aude lir cântând. Din cer senin, un cor divin, se aude lir cântând. Păstor cu har pe culmea par, armei-n dar ducând. Păstor cu har pe culmea par, armei-n dar ducând. O stea din zări venind cărări, se depărtărea zând. O stea din zări venind cărări, spre depărtărea zând. Conduce marș cu darul dragi, în adăsaj ducând. Conduce marș cu darul dragi, în adăsaj ducând. Și-un drum plăpând, cu chipul plâng, stă surâzând trăcând. Și-un drum plăpând, cu chipul plâng, stă surâzând trăcând. Din cer senin, un cor divin, se aude lir cântând. Din cer senin, un cor divin, se aude lir cântând. Inima va cânta, inima va cânta, două, trei și... Inima va cânta, Colindița nu-i mai multă să trăiască, două, trei și... Colindița nu-i mai multă să trăiască și ne ascultă sus la cerul înălțăm și la garde o-nchinăm, o-nchinăm cu veselie și cu mare bucurie că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus, mai sus v-am înălțat ce-am știut de v-am cântat să rămâne sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns seara cea sfântă, când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos să vă fie de folos. La mic, la mult. Vă mulțumim în numele Consiliului Local acestor tineri elevi, corului Episcopii. Consiliul Local le oferă suma de 1000 de lei RON. Doamna învățătoare Mândru Nicoleta va ridica pane de la caselie și vei rămâna copilașilor. Mulțumim frumos! La mulți ani, frați copii! Așteptați o clipă. Coate, da. Încă. Florina, lasă-l acolo, că o să vin eu după aia și o să-l iau. Ia-ți sticul și atât. Ca să nu mai deranjăm. Mulțumim și noi, a zis. Sărbători fericite! Lasă-mi închisă ușa aia, vă uitați.
Putem începe? Aveți părinte aici, că aveți un lucru. Domnul primar, n-aș vrea să vă rețin, timpul dumneavoastră e foarte important. Aș vrea doar să mulțumesc domnului primar, domnului vice și domnilor consilieri pentru sprijinul acordat parohiei noastre anul ăsta. În 20 de ani este primul sprijin, 20 de ani de când sunt eu. Primul sprijin pe care parohia noastră l-a primit de la autoritatea locală și sperăm, el s-a și concretizat, cred că săptămâna trecută au intrat bani în fond și deja lucrarea a început la clădirea internatului. Poate că Dumnezeu o să ne ajute să finalizăm lucrările la cele două clădiri și să veniți să inaugurăm împreună, eu știu, autoritatea bisericească, să inaugurăm clădirile respective și ele să fie funcționale, să fie benefice pentru întreaga comunitate. De asemenea, anul ăsta, eu zic că e un an deosebit în sensul că am văzut primul pod care s-a reparat după mai multe promisiuni și am reușit să avem un pod. De asta zic că a fost favorizat într-un fel satul nostru anul ăsta după ani de zile și le mulțumesc celor care au pus un număr acolo ca lucrurile să se realizeze. Și composesoratul, după 15 ani, a reușit să intre în posesie cu vreo 1500 de hectare și iar un plus valoare pentru comunitatea noastră. Deci rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu înțelepciune, să puteți să mai derulați proiecte care să fie în favoarea celor care v-au ales și v-au pus în demnitatea aceasta și anul 2016 să fie un an binecuvântat pentru întreaga comunitate. Și încă două cuvinte, am înțeles că au fost anumite discuții vis-a-vis de căminul cultural din Poiana Sărată. Asociația Composesoratul Poiana Sărată a depus o cerere privind clădirea respectivă. Dacă dumneavoastră, autoritate locală, în luna octombrie s-a deschis o linie de finanțare pentru cămine culturale pe fonduri europene. Dacă puteți prinde un proiect, nu ne interesează căminul respectiv. Noi am făcut finanțarea din punctul dumneavoastră de vedere al comunității locale este zero. Dacă composesoratul ar primi clădirea respectivă, ar trebui să contribuie cu vreo 20% din fonduri proprii. Deci, ca să nu existe discuții. Deci dacă credeți că dumneavoastră puteți finanța renovarea, atunci nu luați în calcul cererea făcută de composesorat. Dacă credeți că ar fi benefic un astfel de parteneriat, atunci poate că luați în discuție și lucrul ăsta. Deci căminul cultural, nu, el va rămâne cămin cultural și să zicem că am vrea să fim doar în ideea că nu plătim o chirie autorității locale, ci de banii de chirie ne obligăm să investim. Nu, ne obligăm să investim. Doar dacă reușim la rândul nostru să prindem, nu se încheie linia de finanțare la 31 decembrie, dacă nu se depun proiecte ca să se închide linia respectivă de finanțare. Doar atât vis-a-vis de... Eu cred că Consiliul Local va fi de acord cu transferul acestui cămin cultural. Partea rea este că am primit două telefoane de la două persoane din Poiana Sărată, și care îmi spunea că se opun vehement cu transferul căminului cultural pe gestiunea composesoratului, lucru total rău gândit de aceste două persoane. Apoi, pentru că toți sunteți aici și să nu mai lungesc vorba, domnul Amar de Mihai vrea să predea clădirea în care desfășoară activitatea actualmente serviciul
Și vrea să o predea parohiei Poiana Zăroată. Nu parohiei, nu parohiei, tot composesorată. Tot composesorată. Parohia... Mie mi-a spus de persoana dumneavoastră și atunci am crezut că parohiei dumneavoastră. Nu, 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 sunt mic și în composesoratul ăla, am acolo un vot și... Bine. Noi ne-am gândit în ideea că domnul Mihai a investit ceva, composesoratul are nevoie de un sediu. Și atunci o parte, o cămăruță din clădirea respectivă să fie un sediu și poate că reușim să aducem un plus valoare asociației respective în sensul de a ne lua niște utilaje. Și ar fi un garaj pentru singurul lucru la care... Clădirea nu poate fi vândută, pentru că este concesionată de la plusul local. Va trebui doamna juristă, nu știu cine se pricepe la partea de hârtii, trebuie să-și pună punctul de vedere, nu noi, că nu suntem reali. Persoanele care s-au opus cu chinere acestui cămin, cred eu că sunt persoanele care au fost contra și au ținut acest compostorat din loc ani de zile. Nu pot să... Dacă nu erau persoane care... Căminul cultural momentan... Căminul cultural momentan stă în picioare, deci avem un vecin, Nea Vasile Bogdănescu, care e implicat de pe la Fierăstrău și care mai schimbă pe o țiglă. Deci așa au rămas în picioare, vă spun. Părintele a făcut bărcile cu mâna lui, deci părintele de acolo deci, o mișcat ceva și avem clădirea nu s-o năruit. Ea nu are, eu știu, o utilitate deosebită în sensul că 2015 n-a ajutat decât o serată de Sfântul Ilie și o nuntă, da? Deci două manifestări. E ceva, e mai mult decât nimic. Și dacă am reușit să avem geamuri la ușă și, eu știu, țigle care sunt înlocuite și acolo o masă și ceva, e ceva. Și cred că ar putea fi, nu știu, sper, ar putea fi un pic mai bine gestionată dacă s-ar investi în ideea de a se aduce la standardele cerute de timpul în care trăim. E o clădire care poate fi utilă comunității. Asta, da, să fiți sănătoși, să putem să facem ceva pentru cei care și eu sunt pus acolo unde sunt pus cuva Dumnezeu, ca să pot să-i duc pe ai mei înspre mântuire. Dumneavoastră sunteți puși aici ca să gestionați bine banii celor care v-au pus aici. Mulțumesc mult pentru sprijin și sper să ne întâlnim la Poiana, să vedeți că lucrurile sunt frumoase și acolo și să fie și Poiana cum e hârja. Eu știu și s-a dus vestea de hârja dincolo de hotarele comune ale țării, s-a dus în întreaga lume și poate că la un moment dat o să se aude și de Poiana. Și dacă o să mai permiteți doar un minut, când o să vă gândiți la bugetul pe 2016, nu știu când se face proiectul bugetar, eu ca instituție deja mi l-am creionat. Poate vă gândiți că pe 14 spre 15 august, în urmă cu 99 de ani, la Poiana Sărată s-a trecut granița dintre frați. În război de reîntregire, noi nu spunem război, primul război mondial, ci război de reîntregire a neamului. Și poate că în bugetul respectiv veți prinde... eu știu, o finanțare pentru acțiuni. Noi ne-am gândit ca parohie și ca Asociația Sfântului Ilie. Avem de la dumneavoastră sprijin cu asociația respectivă un sediu în clădirea școlii din Poiana Sărată și ne-am gândit, fie dacă ne ajută Dumnezeu, să edităm o carte. Avem foarte multe documente. E să ne mai facem vreo 20 de costume naționale, avem deja 30 câștigate printr-un proiect. Și toate acestea, am vorbit și cu părinții de pe zona Oituzului, poate că o să invităm și pe domnul director de școală, un concurs de cânt și poezie patriotică. Cred că ne cam lipsesc lucrurile astea în ultima perioadă și poate că lucrurile astea puse cap la cap vor duce la 15, 14 de fapt, vine într-o zi de duminică, în 2016, într-o zi deosebită pe 14 august 2016, împlinind 100 de ani de la acel moment în care frații hotără să se unească și cred că unitatea, de fapt, este foarte importantă și aici, în autoritatea locală, și acolo la noi,
la Poiana pe plan local și în întreaga țară, cred că. Ha. Mulțumesc mult, mă iertați pentru timpul pe care vi l-am răpit. Bucurie la toți cei dragi ai dumneavoastră. Mulțumim și noi. Pe 15 august avem memoria Oicuzului în fiecare an. Știm poate cupla. Evident se cuplează, dar ar trebui un pic mai mult decât o depunere de coroană. Da? Deci poate că unim forțele și Dumnezeu ne-a rânduit ca să fim la centenarul ăsta. Noi care suntem acum, cei de acum 15 ani n-au prins momentul ăsta. Și poate că reușim să facem ceva deosebit. Și aici aveți un rol și dumneavoastră și noi, fiecare cu părticica noastră. Da. Mulțumesc mult! Da, puteam începe. Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 39 din legea administrației publice locale și prin dispoziția 785 a domnului primar, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri care formează Consiliul Local sunt prezenți 13, fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință și în invitație, avem următoarele proiecte. Proiectul de legere privind aprobarea măsurilor de gospodărire a Comunei pentru 2016, aprobarea contului de execuție pe trimestrul 4-2015, aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul construire, împrejmuire în piață comunală a SAF-ului TUS, un alt proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul al prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier al Comunei, un alt proiect privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru 2016, apoi închirierea unor spații în imobilul primăriei comunale Tuz, apoi aprobarea unui regulament privind procedura de eliberare, prelungire, preschimbare, autorizații de funcționare și profil de activitate și a modelelor de formulare pentru agenții economici, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, care desfășoară activități comerciale pe raza comunei Voituz și pentru persoane fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop. Un alt proiect privind aprobarea regulamentului de administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei s-a mai propus spre dezbatere următoarele proiecte: aprobarea rectificării bugetului pe 2015, reactualizarea și aprobarea inventarului domeniului public, precum și a inventarului domeniului privat al comunei, un alt proiect privind modernizarea rețelei de drumuri, de fapt este o reluare, dacă țineți minte, proiectul cu modernizarea rețelei, așa, și din nou au revenit cu aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, modernizare rețele de drumuri de interes local. De asemenea, au fost discuții și am înțeles eu că s-a discutat în comisie sau o să vedem la vremea respectivă. După cum știți, domnul Mițu Neculae a fost ales președinte de ședință. Multe ședințe în luna aceasta. Și am să rog să preia conducerea ședinței. Vă rog, domnul președinte. Mulțumesc. Înainte de a începe ședința, domnul șef de post se pare o problemă și vrea să plece. Vrea să ne spună ceva înainte de a pleca. Uite, mi-a zis concursul anul trecut să stabilim ce sunt șefii de CETI cu capele. Eu am identificat parte dintre ei. Dar rog pe domnul consilier, care a fost de fiecare dată responsabil pentru chestia asta, să mă ajute. Bănuiesc că s-ar putea ca un miercuri să vină domnul Colomer Stan, de la jandar. În perioada asta am solicitat aproape în fiecare seară de la Brigada Mobilă de la Bacău și am avut jandar, dar totuși au fost probleme.
În cauza că seara, mai ies pe stradă, ies cu pătrii, au început să smulgă porții de la oameni și acum, de asta plec peste vară, iar au luat porții de la, nu știu ce, femei și... Deci nu sunt obiceiurile astea, nu pot zic că sunt obiceiuri. Că nu mi se face ceva, părinții intre peste din casă și să... Oricum, mulțumesc foarte mult conducerii primăriei și a Consiliului foarte mult sprijin acordat. Au scăzut și la noi infracțiunile de furt în special, furtul de locuințe. Nu am mai avut, decât foarte, nu știu dacă sunt cam 1% față de anii anteriori. Asta, datorită faptului și noi patrulăm în fiecare seară și în colaborare cu jandarmerii. Deci, acționăm pe această linie. Ne mai confrunăm totuși cu probleme, pe totul materiale nu, dar s-au mai reținut și astea. Nu prea mai sunt în colaborare cu Poporul Silvic și colegii de la secții patrulăm în fiecare, aproape în fiecare zi. Dacă ori mai fi ceva probleme, eu oricum o să apelez la dumneavoastră să mă ajutat, dar în special asta mă interesează ceva care. Deci ne identificăm pe toți șefii de la capte, să vedem cine sunt, că dacă vine miercuri, domnul colonel, să-i convocăm și pe ei, să vină în pace, ca să nu mai facem două ședințe, cum am făcut anul trecut. Da. Alte probleme, dacă dumneavoastră... Eu am primit un telefon aseară de la un număr secretizat că astăzi va avea loc un meeting. Eu am făcut niște verificări. M-a sunat și sora mea astăzi, mi-a spus, domnule, azi noapte, toată noaptea, am discutat în Crișmul la Minic, în jurul orei 9, 10, 11, cât ține și din sasul de Consiliul Local. Cu încheta primărie, n-au nicio autorizație, nu știu ce vor. Eu și sunt câțiva răi intenționate și... După ce am discutat dumneavoastră, atunci am raportat domnul șef de secție, i-am spus despre ce este vorba, în cazul în care va fi o manifestare de genul ăsta, și vă rog, vă sunt cu colegii și aici. Vă spun, vă sunt de sancționare, până cine organizează, eu am chemat pe Bursan, George, că am înțeles că el ar fi spus treaba asta, m-am chemat la poziția, l-am atenționat chestia asta, și o să spune, pe rând la un știț și am rugat și o vorbă, așa, și am absolut tot de bun. Bună. Nu e o glumă, dar noi suntem în zonă, dacă e ceva, eu imediat țin legătura. Rușeva, am văzut că legea în garnizor, la Pombră și Piuriță. Este tot unul. Sâmbătă și duminică. Și sâmbătă și duminică. Și astea au fost și la lansă. Astea era o ceată mare, pe acolo, că mai plămășteam. Ei au fost. Asta voia să drept. Eu am văzut în cursul săptămâni. Dacă umblă și sâmbătă și duminică. Chiar asta nu au sunat. Că chiar nu-i frică, nu mai ies așa ca înainte cu pescarde și cu... M-au sunat colegii de la jandarmi în dimineața asta și i-a spus, dumneavoastră, sâmbătă și duminică n-au fost. Și mi-a confirmat că au fost între orele 20.01, sâmbătă noaptea, și aseară au fost până la ora 21. Azi noaptea am avut și eu, a fost postel aboriții de servici, tine și de pom și de asta. Deci, totul se circulă. Astăzi vor veni în jur de ora 10, am înțeles, până de seara la ora 21. Bine iar. Acum să vedem. Mâine seara, dacă mi-i dă iar. Ia să întreb atâta de informații, știu exact tot programul. De unde știu, nu știu. Au relații, sunt spuse. Asta nu mai știu. Dar... ei vin. Deci, chiar înainte de ședință, am văzut cu un coleg la jandarmi care organizează patrulul ăsta și le-au promis că vin până la anul nou, vor veni, inclusiv din Crăciun, vor fi în zonă de anul nou, vor fi 30-31, 1 și 2, deci permanent vor fi 24 de ore aici, da? Sperăm să nu pățăm cum am trecut, că am terminat cu crimă și am început cu crimă. Deci sperăm să nu mai avem, dar tocmai de asta și măsurilează. E bine că intră pe uliță. Nu, ei parchează mașina oră, fitit de noapte, în fața primăriei. S-au ziua undeva pe la Miloș, pe aia, în partea aia, și merg pe jos. Intră pe uliță. Deci lasă pe 2, pe 2, că vin 12 lucrători. Cum ai fi? Băieții ăștia s-au terminat să facă dacă... Să i-am născut deja. Nu, că s-au dat. Și azi noapte s-au dat amenzi și ieri noapte s-au dat amenzi. Dar ați vă spun o altă chestie. Și amenzile astea, nu prea are niciun rost. Asta e, că fac lucrurile. Aici e problema cu amenzi. Acum
Acum merg, să vă duceți să vedeți că a luat și bara aia de profilul ăla, o, cum se pune pe marginea șoselei, nu mai este nici bara aia. Dar unde vine de la Brescu? Domnul Călbui. Păi atunci, ce simt, identificat? Domnul Călbui, care-i problema? Păi, dar Nea Mihai nu poate să meargă să rea până de mână? Păi nu, dar nu zice nimeni ca să spune Nea Mihai sau cel să-i duci mă dat să le iei. Păi, dar nu spune ce-mi spui cine este, că ești un măsulim lor noi. Păi și... Când vrei să vă spun? Păi cum e de tot e de redul, tot e de redul, trebuie să aibă și un numit. Așa, tot e de redul, poate să trăiești de tine. Două, trei numit, ca să știi. Nu toți care fac bine, nu toți. Îi băgăm toți într-o oară. Au unii inițiativă și el ar să iau. Păi de-aia, uitați, că nu ca să identificăm de toți care vă organizează. Că altfel nu... Deci, noi, la nivelul postului, am făcut toate demersuri pentru... Ai localizat fiecare parte. Nu e treabă grea. În legătură cu cablele, domnul șef. În legătură cu cablele. Deci, și acolo au fost discuții. Adică aproape în fiecare an. Că nu dăm autorizații la cei care nu s-au prezentat. Deci, în ultimul moment, a scăpat din vedere din asta. Corect. Asta nu și, deci, să nu dăm autorizații domnul primar, dacă nu s-au prezentat. Deci, nu mai dăm. Deci, puteți să vă scrieți că intervine X, intervine Y. Așa s-a întâmplat. Am discutat cu cine organizează la jitărie. În fiecare an așa s-a întâmplat. Vine în ultimul moment. Va veni. Iar trebuie să mai dăm încă o dată, domnul Stan. Și iar să mai facem o ședință pentru o singură capel. Eu nu știu, dar nu se vezi. Eu am dat telefon și am întrebat, domnule, să dau autorizație pentru cea ta X. Dați-ne, domnule, că cea-și-ar pleacă. Pleacă fără autorizație. Dați-ne, le-am dat. Abia așteaptă să pleci fără urmă. Da, da. A fost un caz acela. A fost câțiva tineri din Hrăsma care au fost plecați în afară și au venit târziu. Și au venit, doamne, a fost da, în credință, au anunțat. Și asta nu poate să fie? Domnul, asta a fost și anul trecut și acum 2 ani. Și acum 3 ani. Fiecare an. Fiecare an. Fiecare an. Fiecare an. Fiecare an. Deci am 3 ani și m-ați zis că sunt aici, au 4 ani de lume care fac aici în zonă, dar și tăria de fiecare dată așa au fost. Ei au venit ultima dată, dar nu venim ei pe 30, ca să mai facă o ședință. Poate fiecare, aproape de anul nou, fiecare are și problemele lui. Nu au fost, fost anunțat, domnul șef. Au fost anunțat fiecare an. Domnule, s-au inventat telefonul. În legătură cu porții, domnule șef, vezi că și primul este pe toți la noi sau de cap port. Deci trebuie sancționat ăștia cu amenda maximă. Noi acționăm, dar v-am spus... Am pățit și eu acum 3 ani, eu n-am nici fată, n-am nimic acasă. Că se ia la fete, dar mie mi-a luat poartă de la garaj că n-am nici un copil acasă. Deci și pe uliță s-a întâmplat aseară treaba asta, pe uliță pe la noi. Eu v-am spus, dar eu inteligez fiecare dată să ducă exact în punct de cheie. Și m-a interesat și mai tare, piste vale. Deci la Vătuz, întotdeauna s-au întâmplat probleme. Ia TCR-ul, cum îi spune, partea aia la altă, e așa acolo. Și ce mai sunt? Crâșmele astea care sunt un program prelungit. M-a rugat de doamna Geta că altfel fiecare dată și a spus să nu... Ca am fost eu închidiu. Atât încât e deschis undeva, acolo s-a dus. Așa e. Da, haideți că o să mai discutăm miercuri probleme de organizare pentru cei. Să intrăm în ordine de zi ca să începem ședința. Eu vă mulțumesc, sănători fericite și... Ne mai vedem. O zi bună! Deci, primul punct la ordinea zilei, proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Vătuz pe anul 2016. Materialele ne-ați avut fiecare, s-a mai discutat un pic despre ele. Cine vrea să ia cuvântul să discute? Dacă a discutat ceva. Dacă nu are nimeni, o să pun la loc. Da, dacă s-ar și respecta, materialele sunt modificate, dar s-ar și respecta ceea ce scrie materialele. Și s-ar mai discutat. Deci s-a mai discutat, sunteți de acord, supun la vocine pentru proiectul de hotărâre. Să abțin cineva contra, deci 13, 2 sunt lipsă. Da. Da. Trecem la punctul 2. Dar doamna Lenusa nu aici, dar o să ne spună domnul Pică ceva despre proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetare pe trimestrul 4, 2015. Da, discutăm în seara la rezolvă, domnul președinte, și a dat aviz favorabil, deci puteți spune de aprobarea procesului local, care colegii vor să discute asupra... El se încadrează în normele legale, este
o fără prevederilor legei, nu s-au constatat cheltuieli în afara bugetului, așa că poate fi supus spre aprobare. Vrea cineva să mai ia cuvântul? Atunci să punem la vot, cine pentru proiect de hotărâre? Se abține cineva contra? 13 domnul secretar. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind obiectivul construire, împrejmuire în piața comunală de Măicuz, de Sărbarcă. Dar l-am discutat în comisie, este adevărat, l-am discutat în comisie, am dat aviz. Am dat aviz favorabil, deci am dat aviz favorabil pentru a fi pus în discuția Consiliului Local. Și s-a apar totuși niște probleme aici și aș ruga domnul consilier să ia cuvântul să discute, pentru că facem un gard la piață, noi am discutat mai acolo o ședință sau două luni, să existe totuși măcar o schiță în care să amenajăm târgul săptămânal de așa manieră, să fie cât de cât funcțional. Și atunci s-a promis că o să se facă ceva și atunci ne-am trezit cu un proiect de împrejmuire a unui gard care costă, vă dați, faci vreo 100 de milioane vechi. Am dat aviz favorabil. Așa, eu știu, am manifestat oarecare clemență cei care au fost la ședință, dar Consiliul Local să discute și să hotărască. Cine vrea să mai ia cuvântul? Domnul Vacos. S-a discutat și în ședința de luare de acest proiect și s-a fost de acord că e necesar acest gard în viață. Într-adevăr, are de tagonitică, s-a cel de acum și o schiță. Dacă urma s-a făcut domnul primar un proiect, nu știu de unde este. Domnul primar zice un an, zice că o să aducă, că ne dă plenia nu știu ce proiect și că o să facem o piață de o să stea câini în coadă și... Domnul primar, de câte ori am discutat aici pe la Târgului Săptămânal de fiecare dată, ați venit și ați zis, domnule, de la de dă un proiect de la Bacău. Ce-a dat pe dracu? Da, dacă nu mai sunt discuții... Miercure a fost o ședință cu gardul și săptămâna Dârgea. Și doamna Șomârtă a discutat problema asta cu piața, modernizarea pieței. Și s-ar putea la urmă să primi fonduri pentru modernizarea pieței. Numai din fonduri de la piață nu se poate face discuții acolo. Da, deci vedem că se scrie bani. Să scrie bani. Zic și eu. Da, gardul trebuie să separe zona prăbădită a pieței. Acum acolo e Graiști. Sunt cei patru care au concesionat terenul, vine și acum și Amagni și începe lucrările aici și vor fi persoane care vor vizita acest serviciu, cum de fapt sunt persoane care intră și iau piețe și de la domnul Ciupotaru, trebuie să separăm. Parchează mașinile. Spațiul propriu al pieței, drumul ăla care... E drum de acces până sunt la Ciupotaru. Și drumul era ocupat, era mașini de la vânzători, ăștia parcați exact în drumul. Cei care au acolo, pe unde mai intră, când mai ies? Și asta e piața de program. Păi, dacă facem gardul pieții, nu mai au ce căuta dincolo de gard și drumul rămâne liber. A fost mașini cu porci. Apropo de gardul ăsta, am putut o înțeleg de la majoritatea că gardul vrea să se facă prin separarea în mijlocul pieței. Noi l-am aprobat să se facă gardul în preșmuirea laterală, nu separare. Că separarea, dacă facem modernizarea pieței, trebuie să faci canalizare, strici gardul. Deci, de-aia n-a apărut schița. Că dacă apărea schița, a apărut numai documentația tehnică, cum o să fie gardul. Dar separare numai partea aia. Dar noi avem memoria scurtă, că am aprobat toată lumea că să se facă gardul exterior. Acum se pune statul de separație. Statul de separație putem face și cu să mergem partea. La urma ori ne tragem ca să nu ne coste mult și nu mai trece peste ăla, dacă aia vrem. Dar vă mai spun o chestie, se termină târgul și porțile stau la deschise. Degeaba am reparat porțile, atâta timp cât o să stea porțile larg deschise, nu o să le închidă șeful de piață, tot pe acolo o să meargă. Degeaba am stricat. Mai bine nu mai stricam gardul, că atâta interese au fost din partea la une, hai să le dăm drumul respectiv. Și când am zis hai să facem șansa, hai că le dădeam și noi utilajul. Dar nu mai am niciun interes, știi? Stau și mă gândesc interesul care este, știi?
De-aia nu-i schiță, vă spun sincer, dacă era schița făcută, vedeam toată lumea gardul unde se face. Eu zic să-l aprobăm, dar să aprobăm după ce apare schița unde facem gardul. Proiectul, înțelegeți, este, îl putem chema pe Ionuț, așa am aprobat noi în ședință. Aprobăm pe domnul. Lasă un pic, domnul Apo, să spuneți. Domnul Vicepreședinte. Cum am aprobat, ziceți, doamnă ședința. În ședința anterioară, eu am ridicat problema, ținând cont de fapt căci gardul din exterior, din scândul și zlut, am spus să facem gardul către exterior. În consiliul local s-a respins cererea mea și s-a hotărât să facem un gard cu care delimitează proprietățile întâlnirea. Așa s-a discutat în ședință. Și pe baza aceasta s-a și întâlnit proiectul pentru acel gard. Mulțumesc. Noi e vorba de gardul care separă proprietarii care au concesionat un acord. Într-o mor, atâta. Acest proiect de hotărâre a fost discutat, nu, inițiat în septembrie domnul Budnaru. Da. S-a discutat la Căminul Cultural. Da. Și atunci noi am aprobat proiectul inițial și am aprobat proiect pentru exterior să facem la gaburi în exterior. Doar sunt ședințele, sunt procesele verbale, cum s-a aprobat. Acum, în proiectul de hotărâre este prevăzut doar gardul separare. Supun la vot cine este pentru gardul hotărâre. Și eu, domnul președinte. Deci da. Eu propun Consiliul Local să aprobăm un gard, facem un rând de bordură, până când să facem modernizarea peți, facem un gard de bordură, în beton, să separăm și atunci peste bordul nostru treacă, nici mașina mică, nici mașina mare. Piața și amenajăm gardul exterior. Exterior, da, dar ăsta altul care pentru separat. Astea au fost proiectele de trei ori introduse domnul Valentin. Vă rog să aminte, domnul președinte. Da. Da. Spun la voi, cine e pentru proiectul de hotărâre, pentru prefumirea gardului, adică separarea de 1, 2, 3, 4, 5, da, da. Cine e contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se abține cineva? 6 de 13. Cu tine? Nu te pui la da, eu sunt pentru. Deci, cât sunt? 6 contra, 6 pentru, nu? E potent. Care? Păi nu, păi e 7 și cu 6 dacă ești. Care e contra? Că restul știm. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Păi da, deci nu s-a pierdut. 7 contra? Da. Uite, a venit și domnul Ionuț, dar acum a ce știu. Comisia a zis. Da, vorbite atunci. Haideți să trecem la punctul 4 și proiectul de hotărâri privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință pe masă lemnoasă pe picior. Da, recordarea din fondul forestier. Comisia a analizat și a dat aviz favorabil pentru... Domnul inginer, e mai... Da, și eu vreau să-mi dau părerea, am citit documentația acolo, este făcută corect. Asta este bază de calcul, da. Este făcută de nevoiță, vreau să-l și laud pe ăla acum, ce... Profesionist. Un băiat serios, da. Un băiat serios și... Ce profesionist. Da. Și vreau să vă spun că e bine, făcută o votată. Domnul Bogu. Propun și o votată. Domnul Bogu. Ar trebui să ținem cont și de cetățenia comunei Oitul de legătură cu lemnul de foc pentru... Am văzut aici scrie 140 de metri cub lemnul de foc. Este foarte scump pentru zona din nou, zona... Comunii Oituți, cu pădurea noastră, proprietatea comună și el se vinde cu 450, cu 50, între 450 și 50 de metri cubi picior. Și la popor. Se dă la grămadă, lemn de lucru, lemn de foc. Și la populație ajunge să-l vinde cu 140 de metri cubi. Lemn de foc. 140, dar eu am cerut niște lemne aici, în jurul meu s-a tăiat acolo pe malul ăla. Și am să-mi dea niște picioare din alea ca să iau și eu pentru foc și mi-a zis pădurarul 160. Un milion și a sunt picioatele aici. Cum vă convine, domnul? Lemnul de foc s-a scumpit. Lemnul s-a scumpit. Acum a fost licitat la fondul privat. S-au luat cu 2 milioane jumate. 2 jumate, lemn de lucru, lemn de foc, amestecat. Da, da. Am spus 3 lemn de foc. Domnul Dupăcară. Pentru populație, lemnul de foc, spus. Mai vrea cineva fi acolo? 40 de metru cub este foarte scump. Deci taxele, spun și domnul Dumnezeu, au fost sunt binevenite, dar sunteți de acord cu... Proiect de hotărâre. Da, da. Se abține cineva contra? Deci toată lumea. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind taxele și impozite locale pentru anul 2016 a Comuna Oituți. Da. Domnul Lupică? Am făcut o dezbatere serioasă asupra acestui subiect. Metodologia de calcul s-a schimbat. O să vă spun atât cât mă pricep eu, că doamna specialistă nu este aici. Deci dacă în proiectul vechi și în codul fiscal vechi
se pleca de la valoarea de 235 de lei, 235 pentru casele din cărămidă și din beton cu toate elementele de canalizare, urmire electrică, apă curentă și toate celelalte. Acum, de la noua metodologie de calcul, se pleacă de la 1000 și coboară până la 600 pentru cele de chirpici. În vechea metodologie pleca de la 935 și coboară la 555. Din ce am făcut noi aici, nu mai vă redau acum cum se face metodologia de calcul, din ce am făcut noi aici, la 100 de metri pătrați de construcție locuibilă, crește între 3 și 7 lei după noua metodologie. Deci crește între 3 și 7 lei. La 100 de metri, da, la 100 de metri de clădire locuibilă. Da, de metri pătrați la o clădire locuibilă. Celelalte taxe au rămas la valoarea lor. S-au făcut propuneri pentru creșterea taxelor pentru divorțul liber consimțit la Secretariatul Primăriei și a crescut de la 400 la 600 și am zis că e bine, cine vrea să divorțeze să se abandoneze, să se simtă. Da? Așa și unele taxe mici, cum era pentru o cerere de aia, o cerere de aia, o cerere de aia, au mai crescut cu un leu. Cam asta este, mi s-a dat aviz favorabil. Eu zic că sunt măsuri rezonabile și că nu am o rugăminte. Luăm articol cu articol, unde avem intervale de cote, dacă le-a stabilit. Le-a stabilit în comisie. Păi să le spuneți că așa, ce spui, 008 sau 03? Da, de la Mariana Naiman. Păi Mariana Naiman nu-i. Da. Haideți să le luăm așa. Deci articolul 2 aliniatul 2. Articolul 2 aliniatul 2 cu 0,1%. Deci 0,1. Da, eu scriu un proiect aici. A, bă, nu se vede. Dar dacă așa doriți, așa le-o fac. Vă rog, ca să scriu să redatez. Pentru clădiri nerezidențiale și din proprietatea persoanelor fizice. Deci cele care au firme nele și nu locuiesc. Corect. 0,2%. 0,2. Bun. Da. Pentru clădiri rezidențiale deținute de persoane juridice. Da. 0,2%. 0,2. Nerezidențiale. Nerezidențiale aflate în proprietatea juridice, da. Persoanelor juridice, 1%. Da? 1, da. Bine, domnul secretar. Și trecem mai departe. La scutiri sunt cei care au fost și până acum, da, cu probleme, așa. Nu, aici e nivelul, aici nu e problemă. La impozitul pe teren. La impozitul pe teren au survenit de asemenea niște modificări. Cifrele de calcul plecat de la 711 la 1788. Deci erau 4 baze, erau 4 baze de calcul. Acum au rămas doar 2. Și plecăm de la 900 și coborâm la 720. În nou cod fiscal. La categoria A, la categoria B 750-550, la categoria C 550-360, la categoria D 350-200. La pagina 8, domnul secretar. Stai în ce stai. Acolo jos. Da? E regulă. Mergem mai departe. Deci era baza între 700 și 1788. Da. Și am luat o medie de 900. Am înțeles, 900. Iar dincolo de baza era la grupa 5-a. Așa. 569.422. Am luat o medie de 720. Bun. Rând B-ul? 750, 560. 560. C-ul? 550, 360. 360. D-ul? 350, 200. 200. Da. Bun. Rezolvat. Da. Aici e clar. La categoria teren de folosință. Da, categoria de folosință. Teren construcție. La teren construcție era între 22 și 31 și am zis. Hai să ascultăm. Deci era între 22 și 31 și am stabilit o medie de 25. 25, următorul. Teren arabil era 42-50, am stabilit o medie de 45. 45. Pășune?
22. 22. Fâneața? 22. 22. Vie pe rod? 50. 50. Aici e 0. Da. Livadă pe rod? 50. 50. Aici e 0. Pădure? 17. 0. Teren cu apă? 2. 2. Teren amenajat pisicole? 28. 28. 0. 0. Între 26 și 30. Da, da, da. Da. La pădurile astea? Aia, da, bine. Acolo-s banii. Domnul secretar, vă cam lăcăjă. Da. Ia să vedem. Unde mai avem? Mai avem la mijloace de transport câte ceva. Au rămas la fel. La vehicule înregistrate. Au rămas la fel. La vehicule înregistrate capace cearce cilindrică de 4800. Era între 2 și 4 și a stabilit 3. 3. Din coace bănesc 5. 5. Da. Și 125. 125. Da. Corect. Astea pentru mașini mari mari. Au rămas. Rămân așa. Păi ce să le mai scumpe? Ce mai faci aia? Dacă el geau s-a făcut 100%. Am auzit ce... Dar și nu mă, și pentru astea nici să nu mai maturat el geau, numai pentru camioane. Taxe, eliberare, certificate, avize, autorizații, cu urbanismul. Da, domnul. La pagina 19. Am găsit două. Da. Deci avem la taxe pentru eliberarea testatului de producător stabilește la 50 de lei, era până la 80. Nu, n-am nimerit. La ce pagină este dumneavoastră? 21. La 19, avem la 19 ceva. Avem la 19? Da, vă rog. Nu avem nicio modificare la 19, au rămas toate la fel. Păi între 5 și 6. La suprafața pentru care se obține certificat de urbanism, până la 150 de metri, între 5 și 6 lei. 5-6. Au rămas toate, eu le am la 6, 7, 9, 12, 14, deci le am sume fixe și au rămas la fel. 7, 7, 9, deci varianta maximă. Da. Da. Așa au fost, așa au rămas. Ok, am înțeles, da. Bine. Bun, mai departe, pagina 21. Da. Atestatul. 50 de lei. Era cu până la 80. Da, 50. Și eliberarea carnetului? Tot 50. 50. Pentru locații cu suprafața mai mică de 500 de metri pătrați. Deci asta este vorba de localuri. Da, 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 da. Era până la 4.000 de lei, am stabilit de 350. Iar viza anuală 250. Eu zic că e o sumă rezonabilă. Am înțeles. Dacă avem în vedere ce vrea bugetul, ce vrea codul fiscal, 4.000 de lei. Da. Bar de noapte, cluburi, discobar. 350 cu 250. La fel, da. Pentru locații cu suprafața mai mică de 500 de metri pătrați. 350, 250. Cluburi discobar cu suprafața mai mică, 350-250, deci aici era până la 4.000. Da, văd. Ca să știe lumea despre ce-i vorba. Localitățile de rang 4. Bar de zi, restaurant. Până la 8.000. Catering, cafe, bar era până la 8.000 și am stabilit 1.000. Și viza anuală 750. Da. Bar de noapte, cluburi discobar. Era până la 8.000 și am stabilit 750. La rangul 5, tot 1750, la fel 1750, da. Și cu asta am încheiat discuțiile aici. 22. La taxa pentru servicii, pagina 23. Da, la 5. La reclamă, 1%. Între 1 și 3%, da. 1%. E vorba de afișajul pentru publicitate. Da. Așa. Cel mai mult. Și cred că... Taxe speciale, da? Nu cred că avem... La taxe speciale v-am spus ce am... Da. Și la ce unde s-au umblat. Deci scutiți, sunt veterane de război, handicapații, tot ce-i prevăzut în lege. Așa. Astea sunt sume fixe, în general, aici, nu? Da. Era... A fost... Deci, cam atâta. Aia ce s-a scumpit cu, da. Cu divorțul și... E maxim oricum. Da. Mai da. Mult de atât. Atât. Deci, domnilor, consilier... Dacă fete e divorțat, s-a făcut... Unu de trei ani de când... Păi, da, legea, nu? Cum am văzut acolo... Dar lumea e... Aia sunt care divorțează, dar au copii minori. Deci vreau să vă spun că nu toate divorțurile sunt mai minori.
când intervin copiii la Sfânta Judecătorie, că părăluțe, și părăluțe, noi i-am informat pe toți, și părăluțe, să nu fie dat. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă cineva mare discuții pe marginea taxelor, în ceea ce s-a rezicei, s-a spus până acum. Deci nu mare nimeni. Să pun la vot proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor. Dacă se abține cineva, contra 13, domnul secretar. Da. Trecem la punctul 7 la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind cherierea unor spații din imobilul primăriei, vorba de cei 2 metri pătrați pentru bancomatul de la... E vorba de două bancomate. Am analizat, am dat aviz favorabil. Poate fi supus la vot. Sunt și prețul de tot. De cineva vrea să vă ia cuvântul? Nu. Supun la vot. Cine-i pentru? Până acum a fost și acum se abține ceva contra? Nu. Deci nu am invitat. Cuvântul meu nu pare grea pe acolo. Deci el i-a lăsat pe ăștia cu bancomatul și se ia pe grea. Asta a fost. Dacă nici curentul nu l-a plătit, că adică o să o bancomat. Bineînțeles, că și-a mai mult. Dacă îmi plăiești la primărie. Deci, au contorul lor. Au contorul lor, dar l-au plătit. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru procedura de eliberare, de schimbare și ce mai e aici. Noi am făcut o analiză serioasă a acestui regulament. El a apărut ca urmare a focului de la colectiv. Da. Mie, nu știu dacă știți părerea mea, dar noi totdeauna așa facem. Stăm și nu facem nimic acolo unde trebuie și când se întâmplă o nenorocire, venim și apăsăm pe accelerație, ne ducem la maxim și stabilim tot felul de măsuri de data asta abuzive. Eu am mai spus și data trecută că primarul de la București, de acolo la sectorul 4, după părerea mea, n-a avut nicio vină. Și să vă spun și te v-am spus, eu vreo 30 de ani am fost șef de serviciu cu protecția muncii și cu PSI. Și cunosc și eu, regulile nu s-au schimbat chiar esențial. S-au schimbat 15 ori. Și vorba aceea, erau reguli când era industria mare și când te duceai în combinat și la fundul tău erau în orice moment pericol să crapă țeavă și să ia foc ceva. Regulamentul ăsta, eu zic că este bun. Dar trebuie apăsat pe declarația pe propria răspundere. Deci în momentul în care a venit la autorizație, se dea declarație pe propria răspundere. Care are dotarea corespunzătoare conform ordinului ministrului de la SVSU. Există acolo. Sub 200 de metri pătrați, sub 50 de metri pătrați, câte stingătoare trebuie să ai, cum trebuie să fie, să ai plan de apărare, să ai deșit de incendiu, să ai plan de evacuare, să ai instrucțiuni de PSI și toate astea. Să știi X acționează cu stingătorul, Y acționează cu eu știu cu ce mai este. Unde sunt spațiile mari? Ceea ce la noi în comună nu cred că este cazul. Unde sunt spațiile mari? Consider că nu. Acolo consider că sunt într-adevăr lucruri care trebuie. Ușile trebuie să deschidă în afară, să existe 3-4 ieșiri de siguranță. Eu știu, discut la spații care depășesc deja 150-200 de oameni. Noi în comună nu avem decât căminul cultural. Și el îndeplinește condițiile. Și școlile au separat. Domnul primar, dacă ăla de la pompier vine și spune că la holul ăsta mai trebuie o ușă, că acum mi-au să aminte și chiar m-am supărat. Vine ăla de la pompier, discut cu doamna directoare și domnul a venit de la pompier și mi-a spus să mai fac o ușă aici. Dar de ce doamna directoare? Așa a zis el. Păi bun, așa a zis el. Dar el în loc să facă de așa manieră încât să nu facă închideri de spațiu și evacuare greoaie, el trebuie să facem însuși și prevede o legislație sanitară de funcționare și a unităților supuse controlului sanitar veterinar. Îndeplinesc condițiile de funcționare de punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor. Cunosc și respect prevederi legislației în vigoare, cunosc și îndeplinesc prevederi legislative privind securitatea și sănătatea în muncă. Acum, securitatea și sănătatea în muncă, că la noi sunt mai mult unități de astea, eu nu vorbesc de cele care produc ceva. Acolo sunt într-adevăr niște riscuri de accidentare. Dar la un gestionar, eventual poate să-i cadă o sticlă sau o lau după un deget sau un picior, știi? Și o bagi în gură ca of. Și a terminat cu accidentul. Deci, cunosc și respect normele de calitate a produselor și serviciilor puse pe piață. Deci se dea o declarație pe propria răspundere cu aceste date. Și pentru că nu a dat declarația pe propria răspundere, declarația făcută, există și un formular făcut de administrația locală, are aici un model de declarație,
pe această declarație vine, dă, semnează și și-a rezolvat omul problemele, domnul primar îi semnează autorizația de funcționare. El dă declarația și semnează, dar trebuie să fie și o persoană în cadrul primăriei, șef, steviu, SBU sau cineva, să-l controleze. Nu, dacă are n-are nicio legătură. Are legătură. Ba, n-are nicio legătură. Ori a spune că a făcut și n-a făcut și atunci răspunde el. Dar se întâmplă accidentul. În momentul când ți-ai dat declarația pe propria răspundere, răspunzi cu capul. Răspunzi cu capul, dar accidentul dacă se întâmplă el, răspunde el. Dar omul a murit. Trebuie să fie și controlat. Eu așa cred că e legal. Să controlează de ce e la Onești sau de la Pacol. Domnul președinte, ascultați-mă cu atenție. În funcțiile de inspector nu au fost promovați decât oameni care sunt absolut neprofesioniști. Politic. Neprofesioniști, puși politic. Normal ar fi ca în unitățile cu risc, eu vorbesc de unitățile cu risc, să existe control de îndrumare și prevenire. Așa se făcea. A venit domnul și a zis, domnule, asta ți-o gospodărie, asta este. Trebuie să ai asta aici, asta aici, asta aici, asta aici. Ai termen 10 zile sau 15 zile. N-ai făcut în 15 zile, te-am rat. Putem să punem și noi în fișa postului, inspector cu urbanism și cu serviciu SBU, să controleze, da. Dar eu corespunde conform ce este acolo. Că așa e mai bine. Eu n-am nimic împotrivă, Doamne ferește. Dar scrie ce are drept de control. Am spus ce trebuie să aibă, că nu-i dea autorizație, că nu semnează. Dacă ați observat, primarul pe noi l-a pus în libertate pe acest motiv. Da. Nu era în sarcina lui serviciu. Păi nu era sarcina lui. El semnează. Dă primarul se chidează pe legea 215, asta e legea lui. Da. Era semnat ca dar e corect așa. Nu e obligat ca primarul să știe nu știu ce. Nici consiliul local. Absolut. Trebuia să cadă un țap acolo spăși. E bine. Greșeala a fost că nu și-a dat demisia. Dacă și-a dat demisia, nu se lua nimeni. Da. Și vă spune, domnul inginer. În legătură cu... Vă spune, vă spune, vă spune. Trebuie să stabilim cine răspunde de aplicarea lui. Da. Da. Aș dori să stabilim cine răspunde de aplicarea lui. Inspector urbanism și șef serviciu pe zi, nu? Da, dar Mariana, nu ai manifestat cea care eliberează autoritatea de funcționare și care se ocupă ca cei în care... Din punct de vedere al documentului. Pe teren e alte probleme. Zic, nu știu. Așa, autorizațiile, asta e o problemă. Trebuie să stabilim cine. Nu eu stabilesc, dacă vreți să fac o propunere, fac. Și șeful serviciului trebuie să fac, cei care nu vă întâlnă. Șeful serviciului se vede SMU. Pare rău, complicat lucrurile. Da, complicat. De ce? Dar nu sunt distrug care conturi. Dar nu ai. Stai cu tine. Stai, ai răbdare. Veniți dumneavoastră, ne trimiteți un spădoar de aici. Nu, lasă-mă acolo. Dacă nu vreți să meargă eu, să meargă eu, dai mai Mariana, dai mai, nu o să poată. Deci, vă spune precis. Nu până la Mariana de Lucena. Dar ea verifică dacă sunt îndeplinite condițiile ce... Pe hârtie. Dacă sunt îndeplinite condițiile pe hârtie. Dar în hârtie trebuie să facă și muncă de verificare în teren. Tot. Nu știu dacă și cel de la urbanism, dar... Eu trebuie să fac. Averea cu ușile. Nici jumătate din locațiile unde funcționează, eu știu, nu sunt discret. Instituții, și nu numai instituții publice, magazine și ce mai sunt acolo, școli și așa mai departe, nu au ușile să se deschidă în afară. Da. Blocarea ușilor întârzie și o secundă e mult la incendiu. Ușile toate trebuie să se deschidă în afară. Iarăși, la jucarul, eu nu jucarul, când merge în teren, și pe domnul vice, că și-o făcea treaba asta, verificați aceste uși. Dacă se deschide la unul sau la afară. Absolut toate se deschide în afară. Și de la magazin, și de la cămin, și de la coșugrap, și de la cărciun. Și coșul. Și coșul de bucă. Păi nu văd de ce n-ai mamaneană, ar trebui să duce pe pod. Omului să facă coșul de bucă. Asta-i teamă de la SBS-ul. Că ești păgar, că nu ești păgar. Nu ești păgar, n-ai nicio vis. Lui e teamă că controlează și pe el. Altă poveste. Stai. Aia așa. Deci, aceste două lucruri. Hai să vină să mai și dăm la bani. Când controlam dumneavoastră, mergeam cu spritul, acum dacă nu mai spritui... Dar eu n-am băut niciodată, în 4 ani, cât am fost viceprimar, n-am băut niciodată nimic, niciun strop. Cine știe, cine zice că aș fi băut, să-l spun acum. Uite, cu mine ți-alții. Dacă vreți, eu sunt de părere că nu trebuie să complicate lucrurile. Lucrurile și așa sunt foarte complicate. Și cu cât o să-i punem să alerge mai mult, cu tot o să facem nimic. Nu facem decât să-i înfurie, pe oameni să creiem... Se va ști la asta, să rezumă asupra patronului pe propria răspundere. Pentru că... Eu vă zic,
suntem nepoticioși de la nivel național. Să închizi stadionul național că nu depunește nu știu ce clădiță, le spune cea mai mare mizerie. Da. Cea mai mare mizerie. Teatrul național. Și acum s-a Teatrul Național și tot lucruri construite, vorba aceea, cu după proiecte bine stabilite, făcute recepții, semnate recepții, nu se poate. Adică se întâmplă, a fost un caz singular. Ăla trebuia să controleze acolo cu ce a tapetat pereții aia. Pentru că n-a făcut o izolație fonică, cel care a făcut devizul i-a spus să respecte, deja l-a respectat. Dacă n-ai respectat atunci, bagă-l dracu la pușcărie. Dar nu-l băga pe pierdole, nu-l băga pe mai nu știu cine. Haideți, domnule, că discutăm regla subiect la noi aici. Da, domnule, dacă asta propuneți ca să facă nu știu ce alte minuni, când omul are un căpere acum 2 metri pătrați și intră 2 clienți pe zi. Și nu facem decât să-i îngreună în viața omului. Și atunci dacă ai intră 2 metri, 2 oameni pe zi, își câștigă și el existența. Da, dracu, îi treabă, chiar așa. Așa e România. Să punem la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost inițiat. Cine e pentru? Dar ce zice cineva contra? Domnul secretar. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de administrare a taxei speciale de salubrizare. Ce e ce am vorbit când a fost domnul de la Sertec, de la Zare. Știți despre ce e vorba, s-a discutat. Domnul Rupic, mai e ceva în plus? L-am aprobat. Eu încă o dată spun. Ați văzut ce a zis aici. Prețul care a fost stabilit. Și aici a scris 7,7. Zice... 7,7. Când am început discuția cu dumneavoastră, am început să spun, domnule, dar eu v-am trimis scrisoarea și când am dat scrisoarea, și da, ați interpretat corect. Păi te schimb de la un minut la altul, vie aici cu altă... Una scrii și alta spui? N-am înțeles. Deci vor fi probleme, dar deocamdată ăsta 376 de bani este rezonabil. Dacă nu modifică, nu se poate. Păi da. Numai puțin, dacă vreți să fiți atenți. Aș vrea din partea consilierilor. Aș vrea din partea consilierului local, că am primit de la Bacău, de la Vis, să căutăm o formă de împărțire a pubelelor. Ei ne-au cerut ca în zonele unde nu se pun pubele, unde nu-i acces, să nu le mai dăm pubele. Noi așa am aranjat, unde nu ajunge mașina, să facem niște depozite cu containere mari, dar noi trebuie să le dăm pubele ca să vină el cu pubela încărcată până la zona sau să-și pună pubela cu număr, că doar nu e o fură. Dar unde nu intră mașina? Ce o spune? Sunt. De pildă, ia acolo la pe sus, acolo. Biserica, acolo. Ei poate să vină cu pubela trasă pe roți, o pune acolo și seara mea înapoi. Trebuie avut în vedere, mă iertați, domnul vice, trebuie avut în vedere că ei vor veni cu o mașină de 19 metri cubi, 21 de tone. Nu cabe pe toate ulițele. Domnul Lupica, când am vorbit cu cei de la Rompres, ei au zis că fac demersurile, că de-aia ne-am dus pe toate ulițele. Cum e și la Vârș, la asta, fac demersuri să aprobe și mașini de capacitate mai mică. Ei au câștigat licitația, că le-au cerut numai mașini cu Euro 6 și de 20 de tone, sau de 18 tone. Dar au venit cu amendamente speciale, punându-i planul de stradal, de la Uituz, de peste tot, nu numai noi suntem. Și o să vină, ușor, o să vină și cu mașini mici. Dar acum, prima problemă este că împărțirea pubelelor. Eu am făcut din nou un tabel cu cei care n-au luat pubele, în ordinea caselor, pe sate și pe ăsta. Și aș vrea din partea lui domnul primar, când vine, să-i oblige pe cei de la Rompres că noi le dăm ajutorul, punem pubelele în remorcă, începem din capătul satului și el cu mașina mică, ăla care vrea să ștampileze, să fotografieze buletinul, noi mergem cu un om de-a nostru, cu remorca și dăm la fiecare. Că nu știm, domnule, ăsta stă aici, chiar dacă e mătușa Floarea, pune acolo buletinul ei, e pe număr de casă. Și să dăm pubele, că dacă nu dăm pubele, omul vine când o să vină în casare, o să spună, dar eu nu am pubelă, eu nu plătesc. Și dacă nu plătește toată lumea,
o să avem probleme că o să plătim noi primăria și practic îi afectează pe toată și pe oamenii cinstiți. Și de aia ar trebui să dăm tabele la toată lumea. Eu am tabelele, sunt acolo în ordine, se poate scoate oricând și din calculator, că acum sunt pe sate, pe de-asta, cine a luat, cine n-a luat. Și când fixăm o dată după sărbători, ca pe 16 când borei să înceapă, să zicem, să avem pupele. Că altfel niciodată nu o să ne mișcăm. Dar obligația aia a luat preș sau primării să împrăși și pupele astea? Aron preșului. Să nu facă ei. Dar a trebuit să-i ajută fie. Dar n-au fost de acolo. Ei n-au fost de acolo că pileșiunța pe și meargă din poartă în poartă. Dar dacă ne dăm noi, ne punem noi tractorul la dispoziție, poate și ăsta e obligat, atunci o să se facă. Dar aveau și mașina. Care când am venit oamenii, mulți. Îi duc la poartă. Da, îi zemă și pe toți unii. Prima seară, că nu poate care îi dă cu Ivan, a vrut să dea, a doua zi și a rămas fără pupelă. Știți? Cineva l-a vrut să-l dea. L-a vrut să dea și uite așa, dar dacă mergem din poartă în poartă, găsim pe cineva acasă, o punem pe vecinul. Dă pe la pupelă pentru vecinul. Cu polițaiul, dacă o să mai avem, că nu ești polițai, nu o să mai avem pe poliție. Are dreptate domnul vice. Domnul director a zis că dacă cineva din primărie confirmă ceea ce se poate da și la rudă, vecin. Se poate, au dat. Adică, eu la marge am luat la mulți. Bine, trebuie să fie cineva care să zică, da, domnule. Și atunci, dacă dăm pupele, o să meargă înainte. Dar așa, dacă ne punem totdeauna carul înaintea boilor, nu o să duce de coară. Și sunt foarte mult bătrâni. Hârja, Poiana, nu o să vină ăla să tragă tomberonul după el. Da, da. Eu zic, chiar dacă cheltuim ceva cu tractor, dar mai mult câștigăm în timp. Câștigăm și timp și bani, că altfel plătim noi, după numărul de tabele. Dar o să faci cumva să le primească pe ei. Să vorbească cu director de la DIS, ca să-i facă, să facă așa. Trebuie să vă informez că joi am fost la o ședință la DIS Bacău. Situația se complică, am impresia, la nivel de județ Bacău, în ceea ce privește salubrizarea. Pentru că președintele Adis Bacău, în persoana domnului Benea, și-a dat demisia. Și-au dat demisia încă trei din membrii Consiliului Director al Adis Bacău și n-a vrut nimeni să se ofere voluntar să fie în locul celor trei care și-au dat demisia. Așa că nici președintele la Adis Bacău, deocamdată, nu mai avem. În conducerea Adis Bacău, rămânând doar domnul director Bogdan Setu și încă doi din comitetul director. Care a fost motivul locului? Situații deosebit de complicate în teritoriul județului Bacău. Și-a dat exemplu primăria Comănești și Moinești. Și Onești, problemă. Și la Onești, cele patru stații de sortare, încă situația nu e clară cu ea, Moinești, Onești, Găiceana și trebuie să se urtetete și s-ar putea să nu se clarifice situația nici în ianuarie. Și, conform hotărârii ADIS, de 11 ianuarie trebuia să înceapă activitatea de salubrizare. Sunt obișnuiți de la Găiceana, de la 130 de metri, să ducă cu noi la Bacău. Ei, nu, și ca ce condiții proaste de transport au. Și ce-a pretins ăsta acum care câștigă licitația cu 44 de lei pe metru cu fără TVA? Pe tonă! 44 de lei pe tonă fără TVA. Până să obișnuiește populația, să restul vegetare să nu lităm. O să facă, o să ne încărcăm cu toni întregi. Nu știu cine o să încheie contractul cu cetățenii, încheiem noi, Consiliul Local, Primăria, ori ei. Eu mă chestiune mai. Sigur nu va începe în ianuarie. Deci situația nu e clară deocamdată. Eu v-am informat ce ați zis. Dar tot aici ne trebuie în legătură cu spațiul, nu poate să intre mașina mare. Eu am mai zis câte dată la o ședință, acolo 3 luni sau 4, că să aibă și mașini mici care pot să intre. Dăm stepul la mine, acolo nu poate să intre pe podul ăla că e îngust. Dacă nu au mașini, până când face și le achiziționează, să facă și platforme, cum a promis domnul de la Seltec. Nu avem platforme, domnul Mițu. Poftim? Dar nu fac izolile, dacă eu accesibil avem. Nu mai avem mușa. Dar ce fac? Mă duc cu containerul pe drum, așa, îl car până... Eu zic că unele lucruri se pot aranja pe parcurs. Da, da, da. Să pasă înceapă, să înceapă. Trebuie să-și vrei să urci cu mașinile. Dacă urcă cu mașina alu Heber, mașină din
50 de tone când e încărcat, o pune pe cântar și urcă la mama, n-ai pe tot în vârful cu coșul. Poate urce, și alor nu poate urce. Nu, trebuie să înțeleg. Sunt spații înguste de mâncat. Și drumice, copacii curățăm noi, drumurile curățăm noi, obligația noastră să curățăm. Trebuie să dăm amiez, dacă nu trebuie să stai copacul care e în drumul, în strada, cui principală, cui secundar, nu are importanță, trebuie să carosabil să fie curat. Nu cu copaci, nu... Neapărat trebuie să facem o hotărâre de consiliu. Trebuia la diverse. Dar avem de la ISU Bacău, trebuie să curățim toți pomii care toaletați, sunt toaletați. Eu am început, dar am avut probleme. Am început pe strada Hrățma, că aveam probleme cu firele de lumea public. Totdeauna când ploua, atingea și cădea siguranță și după aceea veneau reclamații. Când ne-am dus să tăiem, să-i bată pe ea de la... A făcut reclamație și la poliție și pe da, la familie, trebuie discutat că oamenii să înțeleagă că domeniul public nu sunt proprietari de domeniul public. El e proprietar pe limita gardului. Domeniul public e domeniul public. Și la Botezatul, pe uliță la Botezatul, s-a tăiat dintr-un nuc, un începător, a căzut o creangă, dar o bucată de lemn de vreo 2 metri gros, stă agățat acolo. Dacă vine un vânt, poate să cadă pe mașină, pe un om, pe asta. De aia trebuie o firmă. Eu am vorbit în, așa, în principiu cu domnul de la electric, cu Botez. A zis că din ianuarie o să aibă timp și vine cu mașina, cu dușul, tăiem, ne punem tractorul și să curățim. Că cel puțin pe ulei, dar zgâri mașină, zgâri tot. Ar trebui să la marge acolo, la două, acolo, cu pa, acolo, de neapărată. Și acum e o bară de fac de la o izotermă. E fie pe șoc acolo. Și dacă facem hotărâre, de consiliu, facem o științare la toată lumea, facem niște fluturași și să nu mai avem probleme. Nu trebuie gospodării, gata. Nu trebuie de acolo. Și mai facem un proiect de hotărâre. Nu trebuie de gospodării. Eu mi-am notat propunerea domnului Lice și am adaptez la hotărâre. Măsuri pentru toaletarea copacilor care au coroana. Mă rog, în drumul public, până la urmă, pentru protecție... Ne facem o zonă de ședință, dacă nu am făcut mașinul indicat pe academic, care nu pot să iei pe toate reclamații, se spune, asta e vorbă, că nu ai niciun temei ilegal. Că ei au zis, doamnă judecată, doamnă tătărță, facem legal și atunci nu avem nicio problemă. Și îi trimitem la primare. Hai să-mi cetățeni care îți mulțumiți că te-am copacul să nu se văd nimic. Da, dar sunt și... Sunt care comentează, domnul Apostol, sunt care comentează, am văzut eu la mari. La vină la urmățit. Șpalier de beton și vrea să faci până în poartă acasă. Pentru 10 mici care i-a trebuit. Am un altul, doamnă altul, pentru ea era marfa, pentru ea era marfa, o mă zice că pe măsa dacă nu tai un crac de la un cireș. Acum nu de acord să tăiem cracul la cireș. Ai speranța de taxi. Speranța poate să fie investitor, să face, să pun la vot proiectul de hotărâre cu regulamentul. Care pentru? Se abține cineva contra unanimitate. Niște măsuri care au fost trecute de domnul secretar acolo. Deci la punctul 9. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei pus pe anul 2015 rectificat. Domnul Lupică? Da, da, te-a avizat cu divizia. Nu, 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 nu. Nu s-a făcut. Da. Data trecută. Și a rămas. Este vorba de cei... Banii care au venit pentru... E vorba de cei 800.000 de lei care au fost trecuți în buget din trimestru în trimestru, rămășițele folosită și care sunt pentru echilibrarea bugetului. O sumă venită de la județ pentru profesori și 63.000 care sunt luați dintr-un alt cont al bugetului și pus tot pentru echilibrarea județului, tot sumă refolosită. E, nu este aveți favorabil. Da, vrea cineva să ia cuvântul? Da, da. Atunci să punem la vot, că cine este pentru. Le abține cineva contra? Deci contabila poate să plece, dar trecem are trezorerie. La punctul 10. Domnul primar, dar înainte de a pleca la trezorerie, am vorbit de 3 ori în Consiliul Local de bani, omul ăla de la Prăsău. Îi mai dăm sau nu îi mai dăm? Deci dacă nu apare într-o hotărâre din Consiliul Local exprese, nu putem să-i dăm. În procesul de bani s-a aprobat. Consiliul Local a fost de acord. Ce mai trebuie să facem? Dar nu din proiectul de hotărâre. Procesul vei avea să vedem. În procesul de bani, dar n-am trecut aici. Domnul primar, ce l-a spus atunci că trebuie un proiect de hotărâre? Acum a spus. Dar nu știm, domnule, că trebuie un proiect de hotărâre, domnule. Deci noi mai dăm, nu? Acum.
Proiect de hotărâre privind reactualizarea și aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Uituz, precum și inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei. Domnul Ionel, dați, vă rog frumos, domnului președinte. Nu este aprins. N-am avizul. Pentru inventar. Da, domnul secretar, dar n-am avut nici material. Nu există. L-am adus în comisie. L-ați adus, nu? Dacă l-a aducea, să discutăm. Păi atunci mi l-au făcut. Nu, dar nu, ai, nu, nu. Nu l-am făcut. Am dat trei rânduri de materiale. A fost dumneavoastră cu domnul Sorin și cu domnul Francis și am... Despre ce voi... Da, s-a dat. Despre inventar. Da, nu. No. E adevărat. Adevărat? Pentru ce ți-am spus domnul? Dar nu vreau să... Nu, că nu vreau să... Adică am pus la punct ceea ce Curtea de Conturi... Problema asta vreau să spun, că Curtea de Conturi a menționat expres faptul că nu este rezolvată problema inventarului domeniului privat și domeniului public al Comunei Uituz. Și știți foarte bine și am cerut să fie sancționat omul care trebuia să ia măsurile astea, pentru că s-a trecut școala de la Hârja în domeniul privat. Proiectul de hotărâre nu s-a trimis în scrisoare la județ, nu s-a trimis ca să apară hotărâre de guvern. Ea a fost dată la parohie și toată treaba asta este nelegală. Și ăștia au venit acum așa specificat chestia. Da, nu putem amâna acest proiect pentru o lună viitoare. Lasă-o, ce să mai amână? Nu trebuie semnături acolo, da. Păi nu semnături. Te duci să verifici pe inventar, pe teren, inventarul ăsta? E vorba de inventarul domeniului privat și domeniul public, care nu a fost niciodată clarificat. Și acum am clarificat pentru hotărâri de Consiliu. Asta e prima etapă. Apoi urmează să înaintem la județ, care se facă propuneri la guvern. Știu că acel. Da, dar este acel. Dar ce a cerut Curtea de Conturi situația juridică a rezervoarelor de apă care le avem pe domeniul domnitor? Păi... E dacă anchetatorul a zis să facă timp de care nu ce? Da, anchetatorul a spus că e în regulă. Și nu e în regulă. Reactualizarea, aprobarea, inventarea. Are cineva de vrea să ia cuvântul să spună ceva? Nu, atunci să pun la vot, dacă sunteți pentru proiect de hotărâre. Se abține cineva cu... Da, eu mă abțin, că nu am văzut și nu știu. Ce vă vreți să ia vreți, o să vedeți dacă mă lasă. Domnule președinte, să-i face un domnul Botocar un compas. Vreți să-l spune, mă lasă. O abținere, dar nu, dacă nu-i domnul Valentin, să fiu eu, Gigi Contra. Îi face un compas. Domnul președinte, în afară, s-a votat. S-a votat. Trecem la punctul 11. Dați voi numai un cuvânt să spun eu pentru treaba asta. Spuneți, domnul. Curtea de Conturi, care a fost în anul 2012 și m-a prins pe mine aici, mi-a făcut următoarea observație, pentru că eu făcusem și inventarul. A fost numită prin dispoziția primarului o comisie de efectuare a inventarului. Acum unde e dispoziția? Păi o fi și acum pe o dispoziție. Păi trebuie să o vedem și eu. Păi ăia se ocupă de inventariere, aia comisia respectivă, da, care e numită de primar. Și comisia noastră, că noi dăm un aviz, dacă noi dăm un aviz, dacă să facă. E făcut să ocupă și să Domnule, pe fiecare pagină din inventar a semnat comisie. Bun. Al doilea. Trebuie să existe un regulament de organizare și funcționare a acelei comisii. Dar există legislație. Păi, Eu vă spun că aveau dreptate. Că cel care primește sarcină să facă inventarul, poate n-a mai făcut niciodată și apar n-are.
În rest am zis că am făcut bine, că dar am făcut după tipicurile noastre de la Ocol. Azi, văd, nu m-am luat de ce am găsit în primul, n-am găsit niciun document. Nici ce trebuie să pun. Da, am văzut în calculator. Trebuie să-și faceți în viață că stați mai bine cu documentația la Ocol decât la primărie. Nu, nu, că am uitat cum era. Nu mai e, practic, nu mai există așa ceva. Deci vă departe, domnul președinte. Da, asta vreau să vă spun. Faceți și un reglament. Să treacă domnul secretar și un reglament. Pentru fiecare acțiune care se întreprinde, ar trebui câte o procedură. Și chiar există legislație în sensul că obligatoriu. Să se facă și un regulament. Eu dacă e vorba, nu se vede spune. De exemplu, iluminatul public era gestiunea lui Fana Mântiu. Da, chiar așa. Da, trecem la punctul 12. Păi, haideți să vedem cine, ce, cum. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și obiectivul de construcție de modernizare în serie de drumuri. Aveți acum fiecare desea, câți kilometri sunt. Nici a dat raport de adresare. Este la asta, hotărâre. Da, este, da. Da? Domnul secretar, care le țele de drumuri? Atât. Am ceva, am la asta. Da, în comisie am discutat. Din ce a spus doamna Șomântă, unde s-a putut să mai lărgit drumurile. De la 2,75 la 3,50. Și de la 5, nu nimic? Nu. 5,6? Nu. Și la intersecție s-a făcut mai mare. Nu, unele ulițe s-au mai lățit. Despre asta e vorba. Unele ulițe s-au mai lățit. S-au luat niște măsuri și au mai lățit niște ulițe și prin intersecții și ceea ce e o treabă bună. Deci modificarea asta este o treabă bună și propun Consiliul Local să aprobă proiectul de hotărâre. Da, s-a lățit, dar s-a mai scurat din kilometru, vreo 400 de metri. Asta e. Mai vrea cineva să ia? Dar vrei și rung și lapă, nu se poate. Hotărăște-te, bă, la cea ora. Ăștia sunt fondurile, s-a zis mai dată. Zici cineva. Dacă nu v-ați discutat, să pun la proiectul de hotărâre. Pentru. Se abține și le dat contra, nu, 13 voturi. Deci, punctul de de sau cam terminat, urmează diverse. Implementarea? Și n-am nimic aici. Deci, unul din subiecte era aprobarea indicatorilor și cred că ați sărit peste implementare. Mai este mai să ne aleagă una cu altă. Da, implementarea proiectului modernizare. Aia cam aceea. Da, nu. Deci se leagă aceste două proiecte. Unul aprobăm, aprobăm indicatorii și apoi implementăm acest proiect pentru a obține fondurile externe. Da, da. Mai am aici o cerere subsemnată de Efter Marisa, consilierului, cadrul consilierului, și concediu de odihnă, mare 400 de lei. Dacă sunteți de acord cu doamna, vreți să-și ia concediu de odihnă care a rămas. Asta am avut? Sunteți de acord? Da, am avut ședință extraordinară. Cum să nu fim de acord? Să poate. Domnul președinte, domnul președinte, ne spun în cine să-l faci concediu, ca să știm și noi. Să vedem. La Părău Cineșul, domnul, acolo, lângă, confidențial, nu știu ce să la Marea Prăiei. Era domnul secretar, că s-a aprobat. Ei, bun, i-am vrut să spui. Domnul președinte, dă-i poate. Dă-i poate. Nu mă, la fădure, nu mai e informarea domnului primar. Referitor la, dacă ați luat la cunoștință și aveți de obiectat. Am încheiat un contract cu postul din televiziune. Ca contractul încheiem numai până în luna iunie, că eu oricum nu voi mai candida. În luna iunie, cine va fi primar, va încheia un nou contract cu durată de 6 luni, apoi de un an și nu mai departe. Acolo avem un gest, toată, gestul dumneavoastră, da? În ce costă domnul primar acest contract? Explicați-ne și nouă. Păi scrie acolo. Păi plătiți. Da, 200 de euro. 200 de euro. Am ajuns la bani. Am ajuns la bani. Am ajuns la bani. Prevenim oricând suntem la dispoziția. Dar e bine. Inclusiv, dacă e loc de ședință, să știi că se uită, așa am făcut cu toate. Păi ca la dumneavoastră, că avem 3, că avem 2, ce dați să se indemnizați? Sigur, așa e, ca acolo.
Da, spuneți, domnul Apost. Deocamdată, cum putem să facem? Să vadă și cetățenii în comunitate. Nu toată lumea are acela internet. Da, nu se dă lumea prin internet. Noi vă punem la dispoziție. Așa că dă lumea de acolo. Vă rog. Noi vă punem la dispoziție de fiecare dată filmarea integrală a ședințelor de fond. Siluațiul, culturalul, unde le chemați. Și televiziunea prin cablu trebuie să-și asume răspunderea difuzării. Pentru că noi nu putem să ne implicăm într-o televiziune locală, ei sunt jurisdicția CNA. Noi fiind o presă mai mult online, noi nu avem reglementări. Dar sigur că noi încercăm să respectăm de o colaborare, într-o treacă între nu știu dacă calorifermi și dați una peste cap, că nu a pus un verdict. Nu știu dacă trebuie văzut, dacă așa din punct de vedere și una parte a opus pe aici. Dar să știți că noi avem vizibilitate în ceea ce privește românii de prenumit de noi agenții și presă. Deci acoperirea noastră este la nivel național. Sigur că e impedimentul ăsta cu internetul, dar putem neoficial putem să le dăm această filmare și treaba lor cum se descurcă. Trebuie să ne implicăm noi cu firma și difuzarea aia ceva. Da, da, da. Dar mulți m-au întrebat, au văzut pe internet și m-au întrebat anumite lucruri, detalii, ce... Da, dar să știți că noi avem un program cu majoritatea primăriilor de pe Valea Trotușului și toți consilierii au apreciat de pe această vale că am solicitat un preț modic. Pentru că noi știm greutățile care sunt în toate comunele, din punct de vedere financiar. De aceea, pentru noi, doar o motivație să ne cheltuim, să un pic la benzină sau domnul cameraman. Deci noi nu avem un profit din chestiunea asta, dar ceea ce este important și pentru noi și pentru noi este că ne facem și noi, la rândul nostru, clienți pentru publicitate, pentru alte segmente. Deci banii noștri vin din alte surse. Și vă mulțumesc foarte mult pentru încredere și vă asigurăm că noi nu cenzurăm față cum fac alte televiziuni, să taie, să modifice în funcție de cum cere cineva. Noi ne-am făcut o politică a postului, publicăm integral de la un capăt la altul și în felul acesta toată lumea este mulțumită. Ședințe de la Unești. Le văd cetățenii în Brunești pe Carlos sau pe sau tot la fel. Vreau să vă spun o chestiune. La nivelul Oneștiului, televiziunea prin cablu este o chestiune depășită. Noi avem în România cel mai bun internet. Și au recunoscut-o și cei care vin din afară. Deci toată lumea nu mai stă pe cablu. Mai mult decât atât, RDS au acele receivere digitale, ori televiziunea TV, de exemplu, din Onești, nu se mai uită la ei decât vreo 100 sau 200 de persoane. Pentru că toată lumea are acel abonament de 100 de programe. Deci televiziunea prin cablu este o chestiune depășită la nivelul municipiilor și a orașelor. Toată lumea se uită la noi. Deci noi întotdeauna, toată lumea caută Exclusiv TV pentru că știu că vor găsi, scriu ședința din data de și o găsesc imediat. Deci internetul. Eu sper ca și la dumneavoastră comună în timp internetul să se îmbunătățească și sunt convins că ăsta este viitorul. Deci nu mai e cablul viitorul. Mă refer la televiziune locale. Nu. Da, abonamente. Da. Da. Fix ar putea să-și bage internet. Deci, dacă ai abonament, și vă mai spun un lucru. Foarte mulți consilieri și primari se inspiră din altă comună. De exemplu, problema Rompresului. Noi am primit felicitări de partea unor primari și domnul Gureanu, când am o nelămurire, mă uit și în altă comună să văd cum s-a dezvoltat, cât a fost prețul acolo și așa mai departe. Deci este și un schimb de experiență între comune. Da. Cam atât. Eu vă mulțumesc încă o dată și profit de ocazie să vă spun din partea televiziunii la mulți ani pentru... Da, eu vreau să vă transmit în calitate de președinte de ședință, multă sănătate, dumneavoastră și familie dumneavoastră, la mulți ani și să ne vedem la anul cu bine, iar în continuare să servim un party bine împreună.